e deja în bestseller și mă miră, pentru că e o carte foarte alertă, se citește ușor, cu multă plăcere, subiectul este foarte actual. Ai impresia că citești un reportaj foarte bun sau că ești în mijlocul unei piese de teatru, chiar care redă o situație cu care, din păcate, suntem din ce în ce mai familiari. E o carte despre violență, e o carte actuală pentru că pornește de la un atentat terorist în Belgia zilelor noastre și încearcă să înțeleagă ce ar putea determina un tânăr să se sacrifice pe sine pentru a lua viața unor nevinovați. Sună sumbru, desigur, și o temă serioasă, dar partea și caracteristicile unui roman polițist, e plină de suspans și pe alocuri este chiar ironică, autoironică, chiar dacă subiectul este grav, nu se duce într-o zonă în care cititorul rămâne prea încărcat. Schmidt are la origine studii de filozofie, asta se vede și în alte opere de ale lui și aici, dincolo de mecanismele violenței, mecanismele terorismului, el se duce și înspre o meditație asupra lui Dumnezeu. De ce religia, religia zilelor noastre, se poate manifesta în unii oameni violenți? E chiar un fragment, un roman în care unul dintre personaje vorbește cu Dumnezeu. Scena e ușor, e foarte suprarealistă, de fapt, sub influența unor droguri, personajul intră în legătură cu Dumnezeu, Dumnezeul tuturor religiilor și discută cu acest Dumnezeu, printre altele, desigur, nu o să dezvălui, e unul dintre cele mai savuroase fragmente din roman, dar vorbește cu Dumnezeu despre cariera lui de scriitor. Pentru că Dumnezeul nostru, desigur, a scris 3 cărți, Vechiul Testament, Noul Testament și Coranul, cu Coranul încheindu-și această carieră de scriitor, care nu pare a fi foarte reușită, de îndată ce cititorii lui nu înțeleg foarte bine despre ce e vorba. Un roman, spre deosebire de Dumnezeu, mai puțin nuanțat. O să vă citesc niște fragmente, chiar despre Dumnezeu, problematizat de personajul principal al romanului, de Schmidt, care apare, autorul apare ca personaj în acest roman. Prima oară credem că e un grand roman, un tip cu un cult al personalității atât de dezvoltat încât se face personajul ca mare scriitor, apare în propriul lui roman, dar de fapt scenele care apare mi s-au părut în definitiv destul de autoironice. Nu se ia foarte în serios. O să vă citesc despre Dumnezeu, acest Dumnezeu care poate să dea un scop teroriștilor și spune Schmidt: Dumnezeu pe care îl venerez eu nu declanșează nici gânduri, nici acțiuni negative. E un Dumnezeu care luminează, liniștește, insuflă iubire. În loc să adâncească misurile sau să amplifice vrajba, el ne face să pătrundem în unitate și în armonia totului. Ne umple de recunoștință, nu de invidie. Ne înnăbușă frustrările sau ne arată cât de ridicole sunt. Ne înalță, nu ne degradează, astfel încât tot ce zace în noi ne așează pe calea unei modeste smerenii. Dumnezeul acesta nu ne cere să ucidem, ne cere să iubim și să perpetuăm viața. Dacă nu Dumnezeu, cine împinge la crimă? Religiile? Dumnezeu este focul. Religiile derivă din el ca un fel de răciri. Sunt diferite, dar conțin aceeași inimă, la originea lor are aceeași flacără unică universală. De ce se multiplică? Pentru ce sunt divergente? Din pricina unor factori secundari. Dincolo de vorbe și concepte, focul persistă pentru a exprima inexprimabilul, profetul și misticul traduc, atunci intervine o scădere a temperaturii focului, o primă răcire. Pe urmă, textele circulă, modificate, rescrise. E a doua răcire. Pentru a doua oară scade temperatura. Apoi se stabilesc și se definesc confesiuni, se istruiesc biserici. E a treia răcire. În cele din urmă, pentru a uni fantome ale unor oameni însemnați din istoria culturală și religioasă a omenirii. Și o să trec la un fragment în care personajul principal vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu îi răspunde unor întrebări și Dumnezeu explică din nou cum este el scriitor și cum și-a conceput cărțile cele mai importante pe care le transmite oamenilor. Deci vorbește Dumnezeu. În Geneză zdrăvesc o grădină a desfătărilor, un șes minunat, Adam și Eva trăiesc fericiți. Apoi zdrăvesc din nou lumea asta a păcii, în ultimele rânduri ale Apocalipsei. Tot ce va încânta la început veți obține mai târziu. Speranța este reversul nostalgiei. Dar bărbatul și femeia n-au vrut aceste teme. Eva a mușcat din fructul cunoașterii, perechea a fost izgonită, el a fost condamnat la trudă, ea să nască în durere. Care e concluzia? Trebuie să dorește demnul. Pentru a ajunge acolo, oamenii vor fi puși la încercare să îndure rău, suferința, nedreptatea. Nu se învață decât cu prețul efortului, dar fericirea de la sfârșit o va depăși pe cea de la început, deoarece o fericire dobândită e mai solidă decât o fericire căpătată. După cum vă dați seama și din fragmentele astea, e o carte probabil pe care aș recomanda-o tinerilor și foarte tinerilor. E o carte în care se explorează religiile în forma actuală, sentimentul nostru religios, aportul nostru cu Dumnezeu, dar și cu ceilalți oameni. E o carte despre devenire, pentru că personajele sunt tinere și au nevoie de niște mentori. Și e o carte și despre moștenirea noastră spirituală și culturală, pentru că titlul Omul care vedea dincolo de chipuri vine de la acest personaj principal care vede spirite, dar nu sunt niște spirite care umblă bravura prin lumea noastră, ci fiecare om are un însoțitor care este important pentru el. Însoțitorul acela fiind de obicei din propria lui familie și probabil că autorul dorește să ne arate că e greu uneori să ne desprindem de moștenirea noastră, de înaintașii noștri și poate că e și inutil să ne desprindem de ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ana-Maria Caia!